Anul 2024 se apropie și nu știu câți ani vom mai număra, însă nădăjduiesc că vom intra în anul acesta nou. Anul nou depinde în primul rând de Dumnezeu, care ne poate da viață și sănătate. Dar într-o mare măsură depinde și de noi, de hotărârile pe care le luăm și de felul în care decidem să trăim în anul viitor. Cred că nu putem vorbi despre un plan pentru anul nou dacă nu începem cu lucrurile duhovnicești. Înainte de a fi o organizație, înainte de a fi o entitate legală, înainte de a fi un loc, Biserica Domnului Iisus Hristos este o entitate spirituală. Și totul trebuie să înceapă și să se termine cu ceea ce ține de relația noastră cu Dumnezeu. Iată de ce pentru anul 2024 dorim să continuăm să păstrăm și să promovăm acea parte a identității noastre care ține de spiritualitate. Pentru anul 2024, tema este despre lucrarea Duhului Sfânt. Pentru că dacă în biserica primară nimic nu s-a putut începe fără persoana și lucrarea Duhului Sfânt în viața credincioșilor, nici sfârșitul nu poate fi unul luminos, nu poate fi unul binecuvântat și nu poate fi unul veșnic împreună cu Domnul fără ceea ce poate și trebuie să facă Duhul Sfânt în viețile noastre. Vă aduc aminte că în pilda celor 10 fecioare, diferența dintre fecioarele care au intrat înăuntru și cele care au rămas afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, diferența este aparent mică, aparent nesemnificativă, aparent neglijabilă, aparent se poate și fără, pentru o vreme. Însă, consumul la care suntem expuși datorită necazurilor, datorită problemelor vieții, pe de o parte, consumul și mai mare la care suntem expuși datorită acestor vremuri din urmă, incertitudine, chiar citind Biblia, dacă n-am avea ziare, dacă nu ne-am uitat la știri, Biblia prezintă o imagine sumbră pentru lumea aceasta și pentru vremea sfârșitului. Ori, când a început să se consume unde lemnul din candelă și a început să pâlpâie, a se stinge, a fost nevoie să iei de undeva dintr-un rezervor. Vasele în care Dumnezeu a turnat această putere nemaipomenită sunt niște vase de lut, sunt trupurile noastre. Și în momentul în care venim la casa lui Dumnezeu, în momentul în care ne rugăm, în momentul în care cercetăm scripturile, în momentul în care avem ca prioritate în viața noastră îndeletniciri spirituale, toate acestea sunt canale prin care Dumnezeu toarnă și umple
vasele noastre de putere ca să rămânem în picioare până la capăt. Dragii mei, iată de ce organizăm în fiecare an săptămâni de stăruință pentru botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Și ne bucurăm din toată inima că anul 2023 a fost un an binecuvântat din punctul acesta de vedere. Ne-am bucurat să vedem că frați și surori un pic mai în vârstă, nu neapărat dintre tineri, au stăruit și au fost umpluți și botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Frați și surori care poate la un moment dat își pierduseră speranța că vor avea vreodată o asemenea experiență. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Duhul Sfânt, că botezul cu Duhul Sfânt este la o rugăciune fierbinte distanță de tine. La un moment crucial când te hotărăști să devii vulnerabil, să stăruiești și nu te mai interesează nimic altceva decât să fii umplut de puterea lui Dumnezeu. Nu cred că o biserică penticostală are dreptul să se numească biserică penticostală dacă nu promovează și nu crede în valorile și lucrările Duhului Sfânt în viețile credincioșilor. Nu cred că o biserică are dreptul să se numească penticostală dacă nu organizează stăruințe pentru botezul cu Duhul Sfânt. Frați și surori, este foarte adevărat și insist puțin la tema aceasta pentru că ne vom întâlni cu ea pe parcursul anului viitor. Toate amănuntele, cu toate titlurile, cu toate temele, cu toate versetele pe care le presupune această temă. Am muncit un grup de frați luni de zile ca să punem la oaltă aceste teme pentru binele spiritual al bisericilor. Da, lucrarea Duhului Sfânt presupune anumite imperfecțiuni și riscuri umane. Este adevărat. În experiența noastră ca și credincioși penticostali, am avut momente sublime când Dumnezeu a vorbit cu da și amin. Am avut și momente jenante când o lucrare n-a fost biblică sau nu s-a împlinit. Oriunde sunt bani curați și buni, există și bani falși. Dar nimeni nu aruncă la gunoi banii buni din cauza că sunt și bani falși. Doar datorită faptului că există potențialul unor, să le zicem, riscuri. Asta nu înseamnă că trebuie să renunțăm la adevărul cu privire la lucrarea Duhului Sfânt pe care îl găsim în Scripturi. Ar fi nu numai o pagubă, ar fi o îndepărtare de ceea ce a dat viață mișcării noastre, de ceea ce a dat putere mișcării noastre și de ceea ce a transformat milioane și milioane de vieți de-a lungul timpului. Țin să vă aduc aminte și nu fac doctrină de denominație. Pentru că noi nu suntem penticostali pentru că avem un titlu sau pentru că avem o firmă. Suntem penticostali pentru că avem un fel de a fi bazat pe Sfintele Scripturi. Singura mișcare în creștere religioasă în România este mișcarea penticostală. Toate celelalte denominații sunt în scădere. Nu înjosim și nu insultăm pe nimeni, dar realitatea este realitate. Este o realitate dată de niște sondaje și din niște investigații sociale. Oamenii singuri s-au declarat cu cine se identifică. Lucrul acesta ne bucură, dar lucrul acesta ne și provoacă, pentru că în ultimii ani bisericile penticostale și mulți predicatori penticostale au fost intimidați să dilueze
adevărurile și să nu mai fie tranșanți în a predica imperativul botezului cu Duhul Sfânt, adică trebuie neapărat și semnul inițial al vorbirii în limbi, asociat cu botezul cu Duhul Sfânt. Duhul Domnului mă împinge să spun aceste lucruri în această seară. Foarte mulți privesc la predicatori din alte denominații care sunt iluștri și care predică foarte frumos cuvântul lui Dumnezeu. Și își pun întrebarea, ar putea oamenii aceștia să predice atât de erudit și atât de frumos, fără să fie lucrarea Duhului Sfânt prezentă în viața lor? Răspunsul este nu. Acum, sunt și vorbăreți care ia ceva de aici, ia ceva de acolo, văd ce prinde, ce atinge, ce încântă și știu să prezinte o temă, că învață și la școală. La ora actuală, în colegii și chiar în licee, avem cursuri de vorbire în public. Dar eu mă refer la oamenii sinceri, care predică Evanghelia curată și care o predică foarte bine. Pentru că există câteva trepte ale lucrării Duhului Sfânt în viața oamenilor. Există o treaptă a inspirației. Am predicat lucrul acesta în biserică, însă pentru că acum abordăm acest subiect, vreau neapărat să-l clarific. Există o treaptă a insuflării, a inspirației. Când oamenii sunt folosiți de Dumnezeu, orice om poate fi folosit de Dumnezeu să rostească o propoziție inspirată. Uneori inclusiv oamenii care nu sunt pocăiți și nu sunt duhovnicești. Vă aduceți aminte ce a spus marele preot atunci când a zis este mai bine pentru un om să moară decât să moară tot poporul, să moară unul pentru popor? Și Biblia spune, pentru că era mare preot, deși era un mare preot rău, care a conspirat să-L ucidă pe Domnul Iisus Hristos, care L-a respins pe Mesia, a prorocit. N-a știut ce spune. El a crezut că face o afirmație politică. Adică, domne, trebuie să-i calmăm pe romani. Romanii sunt îngrijorați, le frică de o revoluție. Omul ăsta a creat așa o percepție că noi mergem spre o împărăție a noastră și că vrem să răsturnăm autoritatea romană, încât s-ar putea ca romanii să ne nimicească pe toți. Și ca să nu ne nimicească, hai să îl dăm pe omul ăsta, să îl dăm să fie sacrificat și noi să rămânem liniștiți. El a crezut că face o afirmație politică. În realitate, a fost insuflat, Duhul Sfânt l-a insuflat să rostească o prorocie. În ziua cincizecimii, apostolul Petru, în predica lui, îl citează pe David, care spune, Domnul a zis Domnului meu, șeze aici până când îi voi pune sub picioarele tale pe toți vrăjmașii tăi. Vreau să vă spun că dacă ar fi înțeles David ce zice, n-ar fi zis. Și dacă ar fi înțeles cântăreții ce le dă să cânte, n-ar fi cântat. El introducea noțiunea de trinitate când Dumnezeu vorbește cu Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis, Dumnezeule, iarăși tot în psalm, se introduce noțiunea unei conversații în interiorul divinității. Se introduce conceptul trinității. Nu l-a înțeles David, nu l-au înțeles cei ce au cântat psalmul, dar îl înțelegem noi. Cum s-a rostit acel cuvânt? Nu prin înțelepciune, nu prin cercetare, că n-avea ce să cerceteze, ci prin inspirație, prin însuflare. Și de aia Petru spune, David, însuflat de Duhul Sfânt, a spus. Iată de ce, de multe ori, să fim foarte atenți
că Dumnezeu, dacă a vorbit printr-o măgăriță, dacă a vorbit printr-un preot lepădat, dacă a vorbit în Vechiul Testament prin oameni care n-au înțeles conceptele pe care le-au enunțat. Știți că Dumnezeu uneori ne poate vorbi prin oamenii din jurul nostru, prin împrejurările din jurul nostru, prin evenimentele care se petrec în jur și uneori chiar prin cuvintele pe care le spun oamenii din jurul nostru, ei habar n-au ce spun, ei cred că ne bagă în seamă. În realitate, Dumnezeu ne poate vorbi prin ei. Trebuie să fim foarte atenți. Există metoda inspirației sau a însuflării, când Dumnezeu prin Duhul Sfânt însuflă pe cineva să ne vorbească potrivit unei nevoi specifice și lucrul acesta se întâmplă destul de frecvent. A doua metodă pe care Dumnezeu o folosește este metoda iluminării. Un om nu trebuie să fie botezat cu Duhul Sfânt ca să fie folosit de Dumnezeu și inspirat să spună ceva. Nu trebuie să fie botezat cu Duhul Sfânt pentru ca să înțeleagă niște adevăruri profunde. Vă aduc aminte de Apollo. Biblia spune că Apollo era erudit. Era tare în Scripturi. Și dovedea iudeilor că Iisus este Hristosul. Acest om a avut o capacitate extraordinară de pătrundere, a fost un credincios sincer, Duhul Sfânt i-a luminat mintea și pricepea Scripturile vechi testamentale, că nu le avea încă pe cele nou testamentale. Și predica iudeilor folosind Vechiul Testament, că de-aia era tare în Scripturi, dovedea că ele s-au împlinit în Domnul Iisus Hristos și că Iisus Hristos este Mesia. Când l-au auzit și l-au văzut, Acuila și Priscila, care erau niște credincioși maturi, care erau niște credincioși plini de Duhul Sfânt, care erau partenerii de misiune ai Apostolului Pavel, zice că l-au luat și l-au învățat mai cu deamănuntul calea lui Dumnezeu. Păi care era amănuntul care îi lipsea lui Apollo? Vă spun eu care era. Botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. Că spune după aia că Apollo a plecat și zice învăța cu putere, nu numai cu erudiție, ci cu putere îl predica pe Hristos. Iată de ce nu trebuie să intrăm în dezbateri denominaționale și să spunem, domne, dacă nu e botezat cu Duhul Sfânt, nu poate să predice bine sau nu trebuie să predice frumos. Și pentru că predică frumos, nici și noi penticostalii trebuie să o lăsăm puțin mai moale cu botezul cu Duhul Sfânt, că dacă putem predica frumos și fără să fim botezați și umpluți cu Duhul Sfânt, merge și așa. Nu, frați și surori. Fiecare om se poate opri la ce nivel vrea el. Dar pentru apostoli a fost foarte clar că n-au avut voie să plece din Ierusalim până nu vor primi o putere ca să-i fie martori. Și în ziua cinzecimii, Petru a clarificat că această făgăduință, această promisiune este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. Petru propovăduiește era milenară a bisericii, a Harului, pentru cei ce sunt departe acum, generații multe în viitor. În oricât de mare număr îi va chema Dumnezeu. Acum, încă o dată, știu că există foarte multe întrebări cu privire la botezul cu Duhul Sfânt și la vorbirea în limbi. La ce nu ești mântuit? La ce, dacă nu vorbești în limbi? De ce darul ăsta? Noi nu putem intra în asemenea polemici pe socoteala unei lucrări de căpătâi a bisericii. Pentru că aceiași oameni care încearcă să negocieze din aproape în aproape lepădarea de botezul cu Duhul Sfânt și de semnul inițial al vorbirii în alte limbi,
tot din aproape în aproape negociază pocăința. Negociază alte adevăruri ale Scripturii. Și vă spun eu unde am ajuns. Am ajuns că putem să ne pocăim fără să ne pocăim. Și am ajuns că putem fi mântuiți de-aia. Pentru că există predicatori care vorbesc de dragostea necondiționată a lui Dumnezeu, vorbesc de predestinare. Nu mai trebuie să faci nimic decât să stai așa, ca la aeroport, te verifici, atâta tot. Frați și surori, să fim foarte atenți cu aceste învățături. Știu că firea pământească e tentată să le accepte, pentru că e un duh de comoditate. Nu e ușor să vii să te rogi, nu e ușor să vii să strigi către Dumnezeu, nu e ușor să stăruiești. Nu este ușor să trăiești viața de pocăință luptând împotriva ispitelor. Nimic nu este ușor. Dar vreau să vă spun că totul este cu mult mai greu și aș îndrăzni să spun că vor fi vremuri când va fi imposibil fără puterea Duhului Sfânt. Că dacă se putea fără, să mă iertați, știu că în poziția mea sună rău să spun lucrul ăsta, dar vi-l spun. Nu-mi spuneți și nu-mi predicați lucrurile fără de care se poate. Vă rog frumos. Nu-mi predicați lucruri fără de care se poate. Știți ce se întâmplă cu lucrurile fără de care se poate? N-am nevoie de ele. Mie spuneți-mi lucrurile fără de care nu se poate. Că vreau să ajung în cer. Dar-s destule alea fără de care nu se poate. Ei, în momentul în care am transformat botezul cu Duhul Sfânt și umplerea cu Duhul Sfânt într-un lucru fără de care se poate, marea majoritate a bisericii va face exact ce fac eu acum. Va zice exact ce am zis eu acum. Dacă se poate și fără, mulțumesc, nu-mi trebuie. Cine dintre voi are curajul să riște? Să se ridice în picioare și să negocieze cel mai mare adevăr al erei bisericii. Cine dintre voi are curajul să predice că se poate și fără botezul cu Duhul Sfânt? În primul rând, un om fără minte și în al doilea rând, un criminal din punct de vedere spiritual. Pentru că predică o rețetă spre moarte, nu numai a credinciosului, ci a bisericii. Știți de ce s-au golit bisericile? Știți de ce se golesc bisericile? Pentru că mai întâi s-au golit credincioșii de puterea Duhului Sfânt. Privire la vorbirea în limbi, în Ioan, apostolul spune că trebuie să existe o mărturisire, o mărturie, și există trei mărturii în cer și trei mărturii pe pământ. Și cel care mărturisește și în cer și pe pământ este Duhul. Acum, știu că există multe feluri de mărturii. Vom vorbi probabil în anul viitor. Am avea niște mesaje despre lucrurile acestea, clișeele astea ieftine. Zice, predică Evanghelia oriunde ești, oricui, și dacă trebuie folosește și cuvinte. Dragii mei, mărturia esențială a creștinului e prin propovăduire, prin predicare, prin cuvinte. Faptele nu înlocuiesc cuvintele, faptele întăresc cuvintele. Trăim viața de credință ca să dăm tărie mărturisirii noastre, însă atenție! Mărturisirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos s-a făcut prin vorbire. Mărturia lui Dumnezeu despre Fiul a fost prin vorbire.
Acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Mărturia Duhului Sfânt se face tot prin vorbire. Și există mai multe mărturii ale Duhului Sfânt, una dintre ele fiind stăpânirea asupra trupului. Citiți Romani 8. Căci cei ce sunt ai lui Hristos trăiesc cârmuiți, conduși de Duhul. Adică Duhul când vine, nu vine ca un consilier în viața ta. Nu vine ca un musafir. Duhul Sfânt vine să ia în stăpânire mădularele tale, trupul tău, că nici numai al tău este templul lui Dumnezeu, este templul Duhului Sfânt. Ecuația din Iacov e simplă. Cel mai important mădular care trebuie controlat în viețile noastre este limba. Spunea Iacov, dacă cineva își controlează limba, își controlează tot trupul. Este desăvârșit. Controlezi limba, controlezi trupul. Mărturia Duhului Sfânt când vine și lasă mintea fără rod și ia în stăpânire limba, este că s-a instaurat. Nu mai e doar insuflarea, nu e doar iluminarea, ci este instaurarea Duhului Sfânt ca stăpân și el declară verbal. Și observați, vă rog frumos, modul în care apostolii tratează mai târziu toate cazurile de umplere și de botez cu Duhul Sfânt. Spune, au primit ca și noi la început. Alte cuvinte, există un șablon, există niște caracteristici ale botezului cu Duhul Sfânt pe care trebuie să le înțelegem, să le cunoaștem, să le practicăm. Acum, cineva va spune, eu n-am fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și n-am vorbit în limbi. Nu-i nimic. Nu mă va deranja niciodată lucrul ăsta. Nu vom înjosi niciodată pe cineva care n-a ajuns la această experiență, dar o crede și o dorește. Ce mă sperie pe mine este atitudinea de neascultare a unora și de răzvrătire împotriva acestui adevăr. Că vă zice cineva, dar ce n-ajung în rai dacă nu-s botezat sau dacă nu vorbesc în limbi? Nu. Dar dacă nu ascuns, neascultarea este ca și vrăjitoria. N-ajunge în rai nu pentru că nu, ci pentru că nu asculți. Ori porunca este foarte clară. Fraților, ce să facem? Orice om care aude Evanghelia și e străpuns în inima lui de Evanghelie, trebuie să întrebe ce să facem. Răspunsul este foarte clar. Pocăiți-vă, veți fi botezați, botezul în apă, e mărturia ta, și trei, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Știu și chestiunea cu darul. Păi dacă e dar, mie îmi trebuie, degradăm importanța doar pentru că e numit dar. Dragii mei, cu darurile lui Dumnezeu nu ne jucăm. Pentru că Dumnezeu s-a suit, a luat robia roabă, s-a suit în cer, ca să dea ce? Daruri oamenilor. Așa și mântuirea e un dar. Avem impresia că putem să ne ducem ca la piață și să spunem Dumnezeu ne-a dat asta, 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 asta și asta. Asta îmi trebuie, asta nu-mi trebuie, asta îmi trebuie, asta nu-mi trebuie. Există o progresie a vieții de credință care înseamnă acceptarea tot ceea ce Dumnezeu vrea să ne dea. Și despre care Dumnezeu spune că trebuie. Spun lucrul acesta pentru ca să justific de ce și în anul 2024, atât în cadrul bisericii, cât și în cadrul Uniunii, vom vorbi despre lucrarea Duhului Sfânt și vom promova lucrarea Duhului Sfânt la nivel de stăruință pentru toți credincioșii noștri. Vom începe luna ianuarie cu un timp de post și rugăciune pe care îl vom anunța primele zile ale anului, vom anunța timpul de stăruință,
Pentru că mă gândesc că există această dorință de a continua să stăruim, sunt unii geloși pe cei care au primit botezul cu Duhul Sfânt și vrem să ținem motoarele pornite câtă vreme sunt calde. Și foarte important să ne programăm timp și să putem să stăruim. Nu numai ca să fim botezați, să fim umpluți. Când vorbim de păstrarea și promovarea identității noastre, vorbim și de doctrina noastră și chiar de anumite valori etnice, frați și surori. Pentru că eu cred că penticostalismul românesc este un penticostalism special, cu niște valori deosebite. Fac o paranteză pentru generația tânără, dar și pentru dumneavoastră. Știți că noi promovăm în biserica noastră predicarea și chiar cântarea în limba engleză. Am vorbit de Duhul Sfânt și de aia vorbesc acum despre lucrul ăsta, că se potrivește la subiect. Vă aduc aminte că în ziua cincizecimii era o mulțime de oameni veniți din mai multe națiuni care păstraseră credința, unii erau chiar prozeliți sau convertiți la iudaism, au venit toți în Ierusalim la prasnic, dar unii vorbeau limbile etnice ale popoarelor lor sau limbile popoarelor în mijlocul cărora erau emigrați. Și spune Biblia că în ziua cincizecimii Duhul le-a dat să vorbească în limbi pe care ei nu le cunoșteau, dar pe care oamenii ăștia le cunoșteau. Acum sunt limbi omenești și limbi îngerești. Și sunt limbi îngerești care au nevoie de tălmăcire. Și tălmăcirea se face tot ca dar al Duhului Sfânt, nu e că cineva știe limba respectivă. Tălmăcirea sau translatarea într-o limbă cunoscută se face nu de către un om care are darurile Duhului Sfânt, ci de către un om care știe limba aia sau le știe pe amândouă. Dar aici vorbim despre oameni cărora li s-au vorbit despre lucrurile minunate ale lui Dumnezeu în limba lor. Unul dintre șocurile pe care le-a avut un sutaș când întrebat pe Pavel, știi grecește? Sigur că știu grecește. Vreau să vă spun că scripturile Noului Testament nu au fost scrise, epistolele, în limba evreiască, aramaică, ci în limba greacă, care era limba universală a vremii respective. În bisericile din mediul roman, latin, s-a vorbit limba latină. Ca ce chestie a devenit limba latină, limba de ritual în bisericile catolice? Că măcar dacă era aia evreiască sau dacă era aia grecească. Pentru că era Imperiul Roman cu limba lor. Au rămas blocați în proiect și a trebuit să vină anii 1500 ca Biblia, Evanghelia să ajungă să fie răspândită în limbile națiunilor, în limbile popoarelor. Ce înseamnă asta? Avem generații care fac tranziție de la limba română la limba engleză. Mie îmi place limba română. Majoritatea predicilor mele sunt în limba română. Dar știu că există o generație care înțelege limba română, dar nu o vorbește. Există o altă generație care înțelege mai puțin limba română și o vorbește și mai puțin sau deloc. Există o generație care înțelege câte ceva din limba română, mai ales când vorbești cu ei acasă și le spui spală vasele sau du gunoiul, dar nu înțeleg termeni și noțiuni teologice în limba română. Și a sosit, e în pragul nostru, o generație care poate nu mai știe mai nimic din limba română decât pacea Domnului, că așa învață la catechez. Dragii mei, nu sunt eu de vină, nu e conducerea bisericii și atenție, nici măcar nu vă facem de vină pe voi părinții că copiii voștri nu vorbesc limba engleză.
e o realitate a faptului că ne-am mutat într-o altă țară. Este o realitate obiectivă. Prima generație de emigranți au vorbit în limba română. Copiilor s-au dus la școală, au stat 8 ore acolo. Au învățat limba engleză. Este o limbă fascinantă, este o limbă care înghite, care sugrumă, care mănâncă, care asimilează. Asta este realitate. Din multe puncte de vedere vrem să rămânem români. Dar nu vrem să rămânem analfabeți biblic. Și câtă vreme sunt mici copiii ăștia, îi putem aduce de mână și putem lega în scaune și le putem spune, stai acolo! Și stă, că n-are ce să face, că tu-i dai să mănânce când ajunge acasă. Crește la o vârstă când nu mai poți să ai controlul ăsta și spune, îmi pare foarte rău, nu pot să stau 2 ore și să nu înțeleg nimic. Dumneavoastră veți spune, înțelege, dar nu vrea. Nu e adevărat. 2. Și dacă îi vorbește în engleză, tot nu sunt atenți. Iarăși, nu e adevărat în dreptul tuturor. Știu că există tineri fără interese spirituale, care orice le spune, orice le face. Dar nu sacrifici toată generația din cauza la câteva excepții. Acum, noi nu am fost în biserica aceasta niște avangardiști care să împingem lucrurile forțat înainte de vreme. Le-am ținut în frâu, că am știut că se duc la vale. Însă le-am lăsat și le-am dat spațiu pe măsură ce a fost necesar. Și la ora actuală, nu pentru că fratele pastor Adi vrea să arate că știe limba engleză, că el predică perfect și în limba română. Și datorită necesității de a predica acestor tineri la nivelul lor de înțelegere, pentru ca să păstrăm conținutul, Evanghelia, predicată în limba pe care ei o înțeleg, de aceea avem școală duminicală în engleză, ca asta pricep. Ser de tineret în engleză, ca asta pricep. Eu nu sunt profesor de limba română. Și mi-aduc aminte, în urmă cu mai mulți ani, am zis să facem o școală de limba română. Veni câteva luni și pe urmă, încetul cu încetul, oamenii nu și-au mai dus copiii, că a trebuit să meargă la piață, că a trebuit să facă cumpărături, că au plecat din oraș, că... Că știți cum e, astea sunt lucruri care trebuie, ori le face, ori nu le face. Ori la școală trebuie să-l duci, că altfel rămâne analfabet și nu merge la college. Dar la noi, la biserică, la duci dacă poți și când poți și când vrei și când ai chef și când... Așa. Ori... Astea sunt niște lucruri obiective pe care trebuie să le acceptăm, că și apostolii le-au acceptat și le-au practicat. Nu puteau să le predice grecilor Evanghelia în evreiește. S-au dus și le-au predicat grecilor în grecește. Știți că la început în Antiohia s-au dus și le-au predicat doar iudeilor. Și zice, după aia au ajuns unii din Cipru, în alte regiuni, și au început să le predice și grecilor. Odată ce am spus lucrul ăsta, vreau să vă spun că în penticostalismul românesc există lucruri foarte speciale de decență, de modestie, de etichetă, care trebuiesc păstrate. Noi nu venim la casa lui Dumnezeu îmbrăcați ca pe bulevard, îmbrăcați ca la sala de sport. Pentru că dacă deosebim trupul și sângele Domnului, deosebim și casa lui Dumnezeu. Există o modă la ora actuală a oamenilor care vin la biserică și au impresia că poate să stea ca la ei pe canapea sau ca în pat. E de mirare că unii când a venit pandemia nu le-a mai convenit să vină înapoi la biserică, că le-a fost mai ușor să stea cu picioarele pe pereți și cu cana de cafea în mână să asculte Evanghelia. Dragii mei, există o etichetă, există un respect.
pe care în penticostalismul românesc noi îl acordăm bisericii. Iată de ce ținem de aceste reguli de etichetă. În Biserica Penticostală Română avem o etichetă de la tunsoare, la îmbrăcăminte, la cum stau hainele pe noi, la igiena corporală, la toate lucrurile astea, pentru că am cinstit casa lui Dumnezeu, am cinstit locul unde venim să ne închinăm înaintea unui Dumnezeu care este foc mistuitor. Nu mergem ca la șuietă, stăm de vorbă cu prietenii, ne mai dăm cât un brânci, ne tragem de șireturi. Nu, aici e casa Domnului. Aici îl cinstim pe Dumnezeu când cinstim eticheta bisericii. Când vorbim despre decență, vorbim despre niște norme elementare de comportament care promovează sfințenia, nu întinarea. Și vreau să spun câteva lucruri. Cred că am să continui duminica viitoare seara acest mesaj, pentru că sunt și alte lucruri de spus. Vedeți, în vremea de astăzi, despre orice fel de rânduială avem, vine cineva și întreabă unde scrie asta în Biblie. Unde scrie în Biblie? Sunt anumite rânduieli pe care le avem, nu încercând să întărâtăm pe cineva la mânie, ci datorită faptului că sunt rânduieli de bun simț. Acum, noi avem spațiu suficient în acest sanctuar și putem să păstrăm anumite distanțe între noi. Dar, mai ales în partea de jos, am încercat să ținem frații, surorile, într-o parte și în alta, la balcon mai relaxat. Și foarte mult spun, unde scrie în Biblie? Nu ne luăm după obiceiurile evreiești. Sunt niște reguli de bun simț și să vă spun care sunt ele. E adevărat că eu stau lângă soția mea, dar vine o altă familie și soția mea stă lângă bărbatul alteia. Când ai loc, poți să lași un scaun două distanță. Dar dacă n-ai loc, n-ai loc. Și este exact ca la nunți. Că am văzut, aveți spirit de etichetă. Se așează fratele, se așează soția lui, vine soția, vine soțul, vine soțul, vine... Numai problema e pe când ai dat roată, la sfârșit, nu se mai balansează lucrurile. Și stă soțul uneia lângă soția altă. N-ai cum să le brodești. Le păstrezi de aici încolo și de aici încolo, dar undeva se strică rândul. Să ne ferească Dumnezeu să credem noi că vine cineva cu gânduri de genul ăsta, dar există oameni mai slabi și există oameni mai nepocăiți. Lucru pe care poate mulți nu știți, organismul nostru funcționează pe bază de explozii chimice. Așa merge informația de la neuron la neuron, până ajunge la creier. Și toate mădularele, tot organismul nostru funcționează prin explozii chimice care sar. Până ajung la centri de control. Și de la centri de control, acolo unde trebuie executate comenzile. Ați auzit de oameni care au carismă. Ce înseamnă asta carismă? Au putere de control asupra maselor. Asta înseamnă că în momentul în care se duce în fața oamenilor, are o măsură de explozie chimică care captează, care are o influență dinamică asupra audienței. Ați observat că se duc la concert artiști și leșină oamenii când îi aud. Au un impact emoțional fantastic. Trebuie să existe și o predispoziție în omul respectiv, dar este și impactul artistului care performează. Dumneavoastră l-ați ascultat vreodată pe Hitler? Ăsta n-a spus decât urlătorii, nimic, nicio substanță. Nu m-a urlat împotriva lui, așa, dar nu, nimic să înțelegi. M-am uitat, am spus, cum era posibil să vrăjească o națiune întreagă? Ei, acest control psihic a unei persoane cu o carismă deosebită, care are
impact asupra maselor. Când vorbim de acest impact, uneori este foarte periculos atunci când nu este controlat spiritual. Exemplu, știu despre un om care a fost prins cu lucruri slabe și pedepsit de conducerea cultului din România. Pus sub disciplină pentru fapte rele. Când spun rele, zic foarte rele. Și cineva a zis, și dacă mi-arătați caseta video, eu tot îl susțin pe omul ăsta. Dați seama ce legătură a produs în viața acestor oameni un asemenea om. Am auzit recent despre un om care a comis niște fapte de imoralitate teribilă, a fost dat afară din biserică, s-a dus și a deschis biserică și s-au dus vreo 100 de oameni după el. Deci vin foarte, foarte, foarte atenți. Impactul acesta psihologic pe care oamenii l-au asupra maselor. Ei, când stau doi și nu sunt duhovnicești, de-aia nu ne place atunci când domnișoarele și domnișorii, că vă zice, băi, intră ca stâlpii de telegraf în biserică. Păi sigur că da. Pentru că dacă mă țin de braț, okay, noi suntem doi frate, okay? Avem acces la părțile noastre intime. Ok? Și băiatul se duce astăzi cu una, mâine cu alta, fata se duce mâine cu altul, poi mâine cu altul și face lanț de atingeri intime și exploziile sunt teribile. Și îi băgăm în prima linie a focului pe cei mai vulnerabili dintre noi. De-aia nu-i lăsăm să se țină de braț. Și bine ar face să nu se țină de braț nici când pleacă de aici. De asta nu-i lăsăm să stea unul lângă altul. Tânără de 16 ani, tânăr de 17 ani. Unul lângă altul. Crezi că acolo se întâmplă lucruri sfinte? Crezi că acolo sunt gânduri sfinte? Suntem în casa lui Dumnezeu. Acum ce face omul când iese de aici? E treaba lui. Dar măcar aici să păstrăm o atmosferă sfântă, curată, neîntinată, nepătată. De asta bătrânii noștri au avut rânduiala asta. De asta. Că probabil mulți se întreabă, astea sunt românisme din alea din secolul trecut. Au avut o rațiune. Încă o dată, ne bucurăm de spațiu larg, puteți să lăsați două locuri între voi, nicio problemă. Dar sunt biserici unde, slavă Domnului, e bine că e așa, înghesuială mare, ei în înghesuiala aia mare, când nu se mai pot învârti lucrurile, nu mai poți să lași nici câțiva centimetri. Nu e așa că se pretează într-un asemenea context statul separat. Am vrut să spun lucrurile acestea pentru că foarte mulți tratează și înjosesc rânduielile românești din bisericile românești și spun că noi românii suntem căpcăuni, că n-am judecat. Păi în România comunistă, unde stăteai ca sardelele, era o chestie de bun simț să creeze aceste spații de departajare între oameni. Vreau să înțelegeți, să nu lepădați tot ce-i românesc. Pentru că nu suntem chiar așa o națiune de lepădat, o națiune de înjosit, cum încearcă unii chiar dintre noi să ne facă. Mi-am auzit pe unii, m-am săturat de românii ăștia. Zic, înseamnă că te-ai săturat de tine. Și tu ești român. Și voi, tinerilor, nu mai spuneți că sunteți americani. Am venit și pe la seriile de tinere. Stau frații ăștia pe primele rânduri. Voi le ocupați din spate în față, exact ca românii. În chiar cultura românească există lucruri de bun simț, sănătoase, pe care nu trebuie să le lepădăm, le lepădăm doar pentru că sunt.
Vorbim de modestie, fraților. Din aproape în aproape, mă, vă întreb eu pe dumneavoastră, e cineva care ar vrea să vadă oameni cu inele în nas, în buze și în limbă? Ce credeți? E vreunul care ar vrea să vadă așa ceva în biserică? Și mi-a să vezi și eu, păi da, nu, dar nici, dar cum, dar nici să poate. Ba, să poate. Că prima dată ți-l pui în ureche, după aia ți-l pui la gât, după aia ți-l pui la mână, după aia ți-l pui la gleznă și după aia ți-l pui în nas. Și peste tot. Iată de ce încercăm să ținem granița aproape. Hai, am înțeles. Verigheta e ca să se știe că ești căsătorit, e un semn al căsătoriei. Măcar că în societatea de astăzi a devenit un punct de atracție pentru relații fără obligații. Dar, dacă din pricina faptului că așa s-a ajuns, s-a dat o îngăduință, acum, ce facem? Mai punem una și aici, mai punem unul și aici, mai punem și aici, mai punem... Nu mai avem limite? Nu mai avem limite? Trebuie să avem, undeva trebuie să așezăm o limită. Iată de ce nu permitem în biserică, în afară de banda de căsătorie, nu permitem alte bijuterii. Și dumneavoastră veți zice, da, și ceasul poate să devină o bijuterie în momentul în care ai diamante în el. Da, măcar, știi cum e, e camuflat în spatele unui obiect de necesitate. Lanț la gât, dacă doar nu te ia nimeni de el să te ducă de aici până acolo. E un obiect de necesitate. Stau eu să mă uit acum la cesulețul fiecare. Și mai ales dacă avem o haină, ceva, mai se... Dar nu folosiți aceste, da aia de ce, da aia cum, da mașina aia de ce, da... Terminați-vă cu treburi de astea, vă rog eu frumos de tot și cu argumente proaste. Când e vorba de bijuterii, banda de căsătorie, atât! Atât! Mai mult, că pe urmă ne supărăm și ne luăm unii de alții și nu ne place. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, aveți grijă cu nunțișoarele, că pe aripa nunților intră multă fire pământească. Serviciul de căsătorie nu este un serviciu separat de serviciile divine ale bisericii, e tot serviciu divin. Și la serviciu divin, chiar dacă ne îmbrăcăm cu o haină mai bună, mai frumoasă, am înțeles. Nu fiecare zi te îmbraci cu o haină de $1,000. Da, am înțeles. Dar să fie decentă, să acopere. Pentru că centimetru cu centimetru, ce aveți impresia că noi suntem cheam chiar orbi? E de așa, de la până când dispare una, vă rog frumos, nu mă interesează că sunteți mire, mireasă, că sunteți mama miresei, mama mirelui, surorile miresei, surorile mirelui. În casa lui Dumnezeu ne îmbrăcăm în mod corespunzător și îl cinstim pe Dumnezeu în casa lui. Nu contează că e nuntă, nu contează că e alt eveniment. Și pentru surorile căsătorite, știți că noi avem rânduiala unui semn al stăpânirii. Acum am înțeles. M-a întrebat cineva odată, mai mergem la conferință și sunt întrebări și răspunsuri. Frate, dar cât să acoperim? Dacă mă întreabă, îi spun, măcar cât a acoperit Dumnezeu, că sunt două învelitori, aia naturală și aia artificială. O să predicăm în engleză cât de curând despre lucrul ăsta, ca să înțelegem, să nu zică nimeni că nu pricepe de ce și unde scrie în Biblie. Să vă arăt unde scrie în Biblie.
Dacă vrei, dacă mă întrebi, eu nu pot să spun acum ce să fac, să vin cu părerile mele personale, zic și eu ce zice în Biblie. Dacă Dumnezeu a acoperit și a dat o învelitoare naturală, măcar cât a acoperit Dumnezeu, a acoperit și tu. O să vină cineva să-mi spună că ajungem ca musulmani. Fraților, suntem deja mai rău ca musulmani. N-am făcut rânduielile astea. N-am spus că nu vă puteți împacheta ca pe clătită. Purtăm clătite pe care. E ok, dar să fie măcar clătită aia acolo. Dar, pe urmă, o transformăm în fir invizibil și nu mai merge. Vă rog foarte frumos. În biserica asta, rânduiala este surorile căsătorite să aibă capul acoperit și nu le strică nici la alea necăsătorite că numai bine se obișnuiesc. Mă, și-s frumoase, că dacă știi să le porți, sunt drăguțe, sunt interesante, sunt la exerciții. Fraților, astea nu sunt ionesciene. Astea nu sunt elimisme, astea nu sunt talibaneze. Astea sunt rânduieli biblice. Și ca să nu las firul ăsta deznodat, mai spun un lucru și mă opresc. Știți că spune în 1 Corinteni, capitolul 11, că părul este învelitoarea capului, dar este învelitoarea naturală. Și spune, dacă o femeie nu vrea să se învelească, să se tundă și să se radă. Dar dacă e vorba doar de învelitoarea asta, ce să se mai tundă și să mai radă? Că faptul că n-are capul învelit înseamnă că deja e tunsă sau rasă, dacă vorbim doar de păr. Deci dacă părul este învelitoarea capului și eu nu vreau să mă acopăr, înseamnă că m-am dus la frizer, m-am tuns și m-am ras. E adevărat sau nu? Că de-aia nu vreau să mă învelesc. Vorbim aici numai de păr. Ei! Dacă părul este învelitoarea naturală, frații, și atenție, că am stat de vorbă cu păstori care promovează chestia, nu, domne, părul este. I-am spus, atunci, frate, hai să mergem să ne tundem zero. Păi de ce mă tund eu zero? Că așa spune Biblia, că pentru bărbat e o urăciune să se roage sau să prorocească cu capul acoperit. Părul jos! Tuns, chilub, ras, hai! Nu vrea, domnule. Numai unde ne convine nouă e chestia cu părul în veritate. Unde nu ne convine, o schimbăm. Asta. Și mai sunt și doctori în ceva. Rușine să le fie. Lipsă de onestitate intelectuală. Noi trebuie să fim corecți cu noi înșine, cu Domnul și unii cu alții, fraților. Vă rog frumos... Nu faceți din lucrurile astea idei că încercăm să subjugăm, că încercăm să dominăm, că încercăm... N-am niciun interes. Dar chiar nici nu mă interesează ce faceți. Fiecare, noi nu avem poliție, securitate și așa mai departe. Nu avem pușcării, nu avem... Însă, dacă vrem să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos pe calea Scripturilor, cercetăm Scripturile și le împlinim. Le împlinim. Că poruncile Domnului nu sunt grele, decât atunci când noi le facem grele, într-o stare de neascultare și de răzvrătire. Trebuia să terminăm cu un subiect picant seara asta. O să continuăm, că avem multe lucruri de spus pentru anul viitor, însă am încercat în prima fază să mă las călăuzit de Dumnezeu să vă vorbesc despre niște lucruri importante care țin de ascultarea și supunerea noastră față de Dumnezeu, că este un lucru spiritual, ascultarea face parte din spiritualitatea noastră. Și cineva va spune, Dumnezeu, eu nu înțeleg, știți care este maximul ascultării? Ascultarea când nu înțelegi. Știți că s-a dus Domnul la Petru și a spus, hai să te spăl pe picioare, nu-i nici la urmă, adică să mă speli pe mine. Și Domnul a spus, dacă nu te spăl, n-ai parte, Doamne, și capul. Dar un lucru îi spune lui Petru, Petre, tu nu înțelegi acum,
dar vei înțelege după aceea. Unele lucruri doar pentru că sunt negru pe alb în nou, dimineața v-am spus, sunt lucruri care nu sunt în Noul Testament, nu țin de Scripturi, nu le predicăm și nu le cer. Dar unde Biblia vorbește negru pe alb, noi mai comentăm? Că nu vă împotriviți oamenilor. Și nu cu oamenii veți avea de face. Noi suntem doar pentru o vreme aici. Noi facem lucrarea asta pentru o vreme. Vine vremea când am depus armele și vine rândul altora. Dar dăm socoteală de ceea ce am făcut și de ceea ce i-am învățat pe oameni. Și am și o spinare. Cum aveți și voi. Și fiecare încearcă să-și protejeze spinarea. Să știți că Dumnezeu ne cere și ne face responsabil de lucrurile pe care le învățăm. Pentru că învățătura noastră trebuie să ducă spre neprihănire și să fie despre neprihănire și despre împlinirea. Știți ce le-a spus la ucenici când le-a trimis? Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Știu că sunt lucruri scrise doar odată în Biblie. Și regula în Biblie nu e ca Dumnezeu să vorbească de două ori ca să auzim o dată. Regula este să vorbească Dumnezeu o dată și noi să auzim de două ori. Că Biblia n-are decât 1200 și ceva de pagini, frate. În 1200 și ceva de pagini scrie principii. Principiile astea, că nicio scriptură nu se tălmăcește singură, le luăm, le punem împreună, le judecăm, le interpretăm și vi le facem de cunoscut. Și le aplicăm, practic. Da, știu că spune, nu, unde scrie în Biblie să nu fumezi. Dar Biblia spune pe cine va nimici templul lui Dumnezeu, va nimici Dumnezeu. Și știți că e un verset în Biblie unde vorba de aia care mănâncă cenușă. O să vi-l citesc o dată să vedeți că scrie împotriva fumatului. Și a vaping-ului. Haideți să fim sinceri în primul rând cu Domnul și în al doilea rând cu noi înșine, să nu ne furăm căciula. Pentru că nimeni nu o să ajungă în cer ca așa vrea El. Intrarea noastră în împărăția lui Dumnezeu depinde de Domnul și de ascultarea noastră de El și de a trăi cum a trăit El și de a împlini toate poruncile. Dacă vrem să ajungem în cer, dacă vrem doar să venim și să ne distrăm, cântă frumos corul de fete, corurile toate, fanfara, corul bărbătesc, corul mic, nicio problemă. Însă eu nu cred că doar pentru asta venim aici. Venim aici să învățăm și să ascultăm ca să ajungem în cer. Și asta spune Pavel și lui Timotei, dacă te vei ține de lucrurile astea și de învățăturile astea, te vei mântui pe tine și pe cei ce te ascultă. Da, fraților, ascultarea noastră ține de mântuirea noastră. Continuăm duminica viitoare seara și mai sunt multe subiecte pe care vrem să le abordăm, poate continuăm și după anul nou, nu? Unul din lucrurile care ni le propunem este să am câteva mesaje în limba engleză pentru tineri cu privire la lucrurile care li se aplică lor, învățături biblice, controversate, cu explicații cât se poate de concrete și de clare, să fie pe înțelesul lor. Nu pentru că vrem să-i facem români, că v-am spus că îi lăsăm să vorbească limba engleză, ci vrem să-i facem pocăiți adevărați. Asta este dorința pe care noi o avem. Și pocăit adevărat nu este că vorbești românește sau engleză, este că împlinești cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. V-ați revenit? Sunteți ok? Sunteți bine? Sunteți ok? Frați și surori, sincer vă spun, nu mai am mulți ani. N-o să mă mai puneți niciodată la vot pe mine. N-o să mă mai votați niciodată. Nu vă caut bunăvoința și nu de aia spun asta. Vă iubesc din toată inima mea.
Mă rog cu lacrimi pentru fiecare familie din biserica asta. Cea mai importantă pe lista mea de rugăciune este lista de membri acestei biserici. Tremur la gândul că unii dintre voi nu veți avea parte cu Domnul în eternitate. Mă doare sufletul să văd cum slăbim din punct de vedere spiritual pentru că am dezvoltat o atitudine de dezinteres față de poruncile lui Dumnezeu și lipsă de putere în a le împlini. Și nu știu ce să fac mai mult decât să vă spun ce vă spun. Asta e arma pe care o am, n-am altceva. Uneori o fac cu plăcere, alteori o fac cu disperare. Știu că iau câte 20 de secunde, 30 de secunde când arăt nervos, când arăt... Predicile mele sunt și de o oră și jumătate, dintr-o oră jumătate ia 20. Să le ia și pe alea, nicio problemă, să le ia pe toate. Uneori predic cu disperare pentru că mi-e frică pentru cei care alunecă și cad. Pavel spunea, ard dacă cineva cade. Și atenție, nu o să vă schimbe niciodată nimic mai mult decât puterea lui Dumnezeu prin cuvântul lui Dumnezeu. Asta e arma pe care o avem. Primiți cu blândețe cuvântul ăsta. Și când vă taie un pic, și când vă supără un pic, și când vă deranjează un pic, că nu se face cu niciun alt scop decât dorința sinceră de a ajunge cu toții în împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm și să cerem ajutorul Domnului.